Bună dimineața! Din Firenze, suntem în camping în Firenze și o să vă arătăm camping într-un video viitor. Dar astăzi mergem să vedem ce e de văzut în acest oraș minunat. Benica tocmai a fost la o plimbare lungă. Are alte treburi, Benica. Lăsăm mânarea lui. Bună dimineața! Legat de camping, o să vi-l arătăm mâine, pentru că merită un video separat. E mișto rău. Da. E foarte mare, are diverse chestii. Și nu e așa scump. Și nu e așa scump. Dacă e să comparăm pe ce am dat noi, spoiler, 30 de euro, că atât costă aici, 32. 32. Costă. Pe ce campinguri am dat noi 30, 30 și ceva, ăsta e cel mai șmecher. Cel puțin la Milano a fost o mizerie, o mizerie. La Milano a fost camping. Da, a fost o parcare. Asta așa o... Dar la din Milano a fost singurul deschis în perioada aia. Da. Adică da. N-aveam unde să ne ducem. Aici? Se poate ieși pe aici sau? Trebuie să ajungem la Arno. Ăsta e Arno, râul Arno. Ha, ce drăguț! Și o să mergem pe lângă râul Arno. Mergem până în centru, avem 5,9 km, aveam, acum avem 5,3 km, până la Ponte Vecchio. Unul dintre cele mai... Cred că este cel mai vechi pod de piatră din Europa. Este cel mai vechi pod de piatră, da, din Europa. 1313. Ceva de genul, da. Și este primul lucru pe care îl veți găsi în momentul în care veți căuta ce e de văzut în Firenze sau Florența. Fun fact! Ana o să folosească pedalele de data asta. Bobiță va fi nevoit să folosească pedalele pentru că bicicletele nu le-am încărcat și am folosit ceva din baterie atunci la Sirmione. Am 3 liniuțe din 5 disponibile. Nu știam că facem mountain bike. Da, nici eu. Când mi-ai zis că e pistă de biciclete, nu m-am gândit că e țărână. Am zis că e pistă de biciclete. E o pistă de biciclete așa neatinsă de mâna omului. Pe unde trebuie să o luăm? Acolo, pe sus, trebuie să o luăm. Da? Da. Aici e bun, electric. Aici e mișto că e electrică. Da, că altfel era nașpa. Mă ajută mult. Oh, ce ușor urc. Pe chestia asta mică? Da. Cred că trebuia partea alaltă, da. Mă rog. Ah, ce nu-mi place mie pe podurile astea. I-am văzut pe ceilalți cicliști că pe aici au luat-o. Da. De aici din camping mai aveam o variantă și anume un shuttle bus pus la dispoziție de ei, care costă 3 euro de persoană dus întors. Până în centru undeva, îmi imaginez. Dar este pisa biciclete pe mijloc, Bobo. Ce? E pisa de biciclete pe mijloc. Da, face stânga aici la semafor. Da. Am zis să luăm bicicletele să ne mai... plimbăm, să vedem oraș. Așa, da? Da, merge. Camata pedonale. Da, vreau. A, și banda mea face așa, ok. Să duce o parte alta, da. Uite, uh-huh. O grămadă de ride movie de-astea. Aha, roșu. Hai da. Teoretic, azi trebuia să fie 19 grade, dar nu prea. Foarte multă lume cu bicicleta, foarte multă lume care aleargă. Cred că înțeleg așa, încet, încet. De ce poate să mănânce pizza și paste și să nu fie grași? Uite un stafi, uite un stafi, uite un stafi! Nu știu dacă e stafi, stafi de ăsta mic, ca Beni. Nu, no, am stafi. Era... Am stafi, da. Am stafi. Asta este una dintre multele porți
pe care le are orașul. Sunt printre puținele locații în care s-a mai păstrat înălțimea originală a zidului. Ca să vă dați seama cât de mare era zidul orașului. Există câteva astfel de porți prin oraș. Mai există și rămășițe ale zidului, dar nu sunt la înălțimea asta originală. 1,1 km. Mi-am consumat mai mult din picioare. Vrei să facem schimb de biciclete? Nu. Un cur în plus dacă ai, ar fi perfect. Că ăsta al meu e... s-a terminat, trebuie să-l arunc. Ăsta este Ponte Vechiu aici. Mai avem un pic până la el. Se vede mult mai frumos de aici. Încercăm să ajungem fix pe el acolo în centru. Ăsta aici pe care se numește este Ponte Ale Grație. Și următorul e Ponte Vechiu. Mă, frate, ce bicicletă avea ăla? Nu știu, s-a auzit că era motocicletă. V-am zis că urăsc oamenii care fluieră așa, a bunăvoie. Caterincă. Asta zice și semnul acolo. Să-ți conduci bicicleta la mână. Oricum, ai voie cu ea doar așa. Da. Cum fac să o închid, că nu mai știu. Se închide singură, cred. Da, da. Să-ți ia apăsat pe ăla din dreapta. Gata. Mă, ce aer medieval are pe aici, vezi? Da. Pe ăsta e Ponte Vechiu, nu? Da. Și e ciudat că-s numai bijuterii. Atenție la tablourile astea de pe jos, da? Da, da, da. Știi schemul ăsta, nu? Cu tablourile pe jos. Sprintate, nu? Sau nu, ce? Nu. Calci din greșeală pe el, că nu le vezi, că sunt așa jos puse. Da, da. Și asta e de tine. Păi ce faci, bossule? Că vindeam și eu aici tablourile astea scumpe și tu ce faci? Hai, dă 50 de euro încoace cu el. Da. Și ia-l dacă mi l-ai stricat. Ai grijă. Ia vezi, dă-te mai în stânga, dă-te mai în stânga. Acum că știi schemul. Mai stânga. Nu venim noi din România? Păi da, noi le știm pe toate. A, fii atent, dacă cauți pe Google imagini Firenze, asta e una dintre ele. Da? Da. Nu știu dacă ați văzut, dacă am reușit sau eram îndreptat unde trebuie. Două femei au intrat una într-alta cu bicicletele. Bă, iată-le. Ce? Nu știu, cred că eram îndreptat greșit. Bă, iată-le. Deci, profit de ocazie să vă spun că traficul Italiei este groaznic. Dacă o națiune pe acest pământ habar n-are și n-ar trebui lăsată la volan, la pedale, la ghidoane, Italia este aceea. Deci românii conduc mai bine, vrei să zici? Bă, deci dacă stai 2 luni în Italia și te duci în România, zici că ajuns în Germania. Deci e rău de tot, e rău. Și dacă zice bobița asta... Românii sunt răi așa, zic, uita-ți răsa, mă, că mă fac, că te fac, nu știu. Dar ăștia, stai așa. Stai un pic, dă-mi să te filmez. Lasă, că nu contează. Dorm la volan așa, dorm, dar merg și cu 400 la oră. Adică și dorm în același timp, sunt relaxați așa și merg cu așa. Da, și dacă te uiți la fețele lor, sunt așa zen. Da, și iau 600 la oră. Pleacă scuterele de la semafor de zici că sunt la Formula 1. Cum ajungem la Michelangelo? Dar e mișto vremea, că nu e frig. Piața de Michelangelo, da? Da. 17 minute, 3,7 km. Lidl Way. Lidl Way? This is the Lidl Way. Dă-i tataie că pierzi supa. Și ne îndreptăm acum către piațale Michelangelo, unde este un loc foarte bun și gratis de a vedea orașul de sus. Deliveroo n-a avut nicio treabă. Pancit n-a avut nicio treabă. Dar noi stăm ca proști la semafor, înseamnă. Nu îți dai seama. Veniți din sărăcia aia de țară cu semafoare, cu asta. Uite-l pe Luigi. Francesco, ăsta-i Francesco. Francesco? Mă supără că nu pot să găsesc un nume de ăsta de italian random, așa să fac mișto de ei. Fernando, nu! Că cunosc și un Giovanni, cunosc și un Luigi.
Cunosc și un Gianni, nu știu nume de astea. De spaniol parcă știu mai multe, italian. Fernando e spaniol. Tot spaniol. Păi nu, nume de italian. Pe unde? În față. Așa? În față acolo? Te pangit cum merge. Mamă, frate, ții aici. Nu puteau și în secolul 10 sau când au fost făcute străzile astea să pună și un asfalt frumos. Autobuzul a voia să dea peste noi. Da, cu toate că n-aveam să ducă, că era Duba aia acolo. Da, mă, dar să grăbește, mă, să grăbește, are de mers, are de ajuns. A înțeles toată lumea. Nu cred că o să înțelegeți pe deplin decât dacă veniți în Italia. Am nevoie de un Aperol. Eu am nevoie de un limoncello de la bun. Natural. Asta a pus piciorul în același timp cu mine când treceam. Și eu trebuie să-i pui un picior în gură așa. Și după aia să râzi ca alea de la bicicletă. Zici, scuzi, scuzi. Și după aia pleca, așa e. Așa au făcut. Au intrat, bă, au intrat ca lumea, nu știu cum, eu eram vis lângă ele. Eu am văzut, au intrat, da, ca lumea, s-au zgâlțuit șurfile pe gâturile lor. Ia, vezi, ia vezi că vine un scooter de ăsta cu 100 la oră astea. Nu cred că e niciun scooter de ăsta limitat la 45, cum e normal. Mamă, i-au omorât, Amber. Asta de aici din față este Porta Romana. Una dintre cele mai importante porți ale orașului. Și e și foarte, foarte mare. Nu așa înaltă, dar foarte mare. Un desen frumos. De ce uși? Ce uși? Ce facem? Nu prea trebuia să-mi iau gecuța. Problema e că acum ar trebui să o luăm prin Giardino di Boboli, care este acolo. Nu prea văd eu. Pe unde s-o luăm? Pe unde s-o luăm, da. E ideea cu bicicleta? Ce? E ideea cu bicicleta? Da. Hai să o luăm altfel, să o luăm. Trecem poarta și facem stânga. Nu putea, nu mă lăsa nimeni dacă nu mă dădeam jos. Păi și de ce nu te lăsa nimeni? Trebuie să treci. Ei. Aveai fața asta panicată așa, aia e problema. Ai fața asta panicată de, aoleu, mă lasă cineva. Nu. O italian că în locul tău s-ar fi uitat fix în fața așa, relaxată și ar fi trecut. Noi glumim? Nu ne băgați seama. Nu glumim. Nu glumim, credeți-mă că nu glumim. Cine a fost în Italia și cine a condus prin Italia, știe. Pe cine și a dreapta. Alea. O să omor toată bateria aici. Dar să-mi dau seama că vă duc sus. Să vedeți orașul de sus. Trebuie să ajung sus cumva, nu? Hai dat. Să consum toată bateria la oricare asta. Oricum este minunat că e electrică. Cât mai avem? 2,7 km. Mamă. Da, e rău. Dacă n-aveam electrică, era nașpa. Mamă, n-aveam cum. Îmi vine pe jos. Te-au ajuns. Ha? Te-au ajuns. Am ajungi? Ajungi. Ai vrut să mă ajungi? Am să le ajungi. Dar de ce cobor încă după aia trebuie să urcăm? Nu, că mai avem 1,4 km, e aici aproape. Da? Nu, cred că ai urcat. Ce ai avut de urcat? Vezi că e radar aici. O să uitea radar. Glumețule! Ce? Glumețule! Îmi place. Da, la vale e perfect. Nu merg nici pe electric, nici pe picioare. Da. Mai ai baterie? 2 liniuțe. Eu am 3. Nu știu ce înseamnă asta 2 liniuțe. Cam de ceva timp 2 liniuțe, dar cu 10 km de când am plecat de acasă. Aici, pe stânga, este Punto Panoramico. Se vede excelent de aici. E o priveliște super tare. Și n-am ajuns la Piazzale Michelangelo. Avem așa, un pont pentru cei care nu vor să plătească 25 de euro ca să ajungi la terasa de pe domul din Firenze, ca să vezi orașul de sus. Poți să vezi gratis din punctul ăsta. Și mai e și campanile ăla de lângă domnul. Ăla este 15 euro, da. Și de acolo poți să vezi orașul de sus. Noi mergem la piața Michelangelo, de unde tot așa se vede Firenze de sus. Și în drum spre piața asta am dat de locul ăsta. Știam că se vede și pe Met, în drum spre piață. Și de aici chiar se vede tot orașul. Da. Sau aproape tot orașul. Aproape. Aproape, da. Cred că de acolo, de la piața Michelangelo, se vede și mai bine. Da. Hai. Andale. Andiamo. Și de aici se vede
mai bine. Bine, ne-am oprit și acolo, se vedea frumos și acolo, da. De aici se vede și mai bine. Merită toți banii și merită tot efortul. Da. Pe cine vine cu mașina, sună cu reparcare pe aici. Mai ales că ăla-i domnul acolo și ăla-i campanile. Deci, da, ai o altă priveliște, dar se vede absolut genial și de aici, având în vedere diferența de preț. Și noi că am venit cu bicicleta și am depus efort, da. Mai rewarding. Am văzut o Tesla Model Y. Era mai rewarding să ai o Tesla Model Y să ajungi să vii aici. Nu crezi? Și aici o terasă drăguță. Da, eu aș fi vrut să fie acolo o terasă drăguță. Și aici este partea din zidul de care vă povesteam mai devreme. Și dacă vedeți, nu e atât de înalt. Era cu mâncat. A fost reconstruit în anumite părți ale orașului, dar nu peste tot. Deci asta aici este Basilica de Santa Croce di Firenze. Asta aici este domul, dar care se cheamă Catedrale di Santa Maria del Fiore. Iar asta aici este Tower of the Palazzo Vecchio. Și acolo este Ponte Vecchio, unde am fost mai devreme. Și ne îndreptăm acum către dom. Chiar dacă nu urcăm în el, mergem să-l vedem de aproape. Și asta e Basilica di Santa Croce di Firenze. Am arătat-o eu de sus, pe fața asta. E așa albă, bej, cu toate detaliile astea. Și restul clădirii e așa de cărămidă. Și aici e o piață foarte mare. De acolo magazin chestii din piele. Firenze este cunoscută pentru fabricarea... Producția de pele, da. Da. De pele. Producția de pele. Și pentru gelato. Cică. Aici am naștere gelato, ceea ce înseamnă că trebuie neapărat să mâncăm gelato aici, să găsim o gelaterie. Iar aici este piața de la Signoria. Signorinia, Signoria. Orașul ăsta este o galerie de artă, tot orașul. Omul de uita, galerie. E frumos rău, domnul din Firenze. Acolo sus cred că ar trebui să mergem. Asta e campanile? Asta din colț de aici. Aha. Dar e înalt. Și aici este mercatul central. Și este mai mare nebunie. Este mai mare nebunie ca până acum. Uite numai piele. Piele peste tot. Aici c'è tutto quello del ristorante. E seamănă cu cea din Budapesta, dar e mai mișto asta. Probabil că și aia în Budapesta ar fi fost așa în timpul ei bun, înainte de COVID. Aici este o școală de gătit, cât de tare. Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea maxim. Asta aici este Fontana del Porcelino și lumea, după cum puteți vedea, îi mângâie râtul și dacă vedeți, am văzut mai multă lume, pune o monedă acolo și cade și trebuie să cadă în, dacă cade moneda fix în grilajul de acolo, nu știu, îți găsești iubirea, câștigi la loto, habar n-am ce crede lumea aici, dar ideea e că lumea pune o monedă pe limbă și trebuie să cadă acolo în grilajul. Vrei să-i bagi deci un gât porcului? Vrei? Nu.
Dar a fost caterincă. Da, e house aici. E un porc foarte celebru. Mamă, ce e aici? Ce? Am auzit ceva de noroc. Duc și eu. Dau luată-se pe toți. Tata, ia. Ok, so ce e una storie? Păi nu le fura pe alea căzut, tata e. Păi nu, din prima trebuie să pice, dacă n-a picat sănătate. Am auzit acum, și că e cu dorințe. Cu e dorință, cu moneda în gura porcului, dacă pică în grilaj, se îndeplinește dorința. Dacă nu, nu. Și am găsit o pizzerie aici pe marginea râului frumos. Ceea ce ne-a atras la această pizzerie este că putem să punem bicicletele și să și vedem. Frumos, italienește, după 20 de km de bicicletă și încă 6 l-am întors. Merge o pizza. Că nu cumva să slăbim. Să-i seama ce n-aș parfum. Să vedem cum e. Și suntem plini cu o pizza jumate amândoi. Mergem către camping. S-a lăsat noaptea și friguțul aproape. Și o să vă povestim concluziile noastre din Dubă împreună cu cățelul de curte Bajea. Beni, hai să povestim, să ne zicem concluziile despre Firenze, vrei? O, ce chef are Beni de concluzie. E obosit. Deci, ne-a plăcut foarte mult. Eu voiam de mult să văd Firenze. Un top l-aș pune pe primul loc. Sunt de acord, da. Deci vine așa, din ce am văzut noi din Italia. Firenze, Veneția, da. Verona și Milano. Padova, înainte de Milano. Nu, Bobie fier pe Milano. Nu mi-a plăcut Milano, nu știu. E mișto Milano, dar... S-a părut un București în care se vorbește italiană, nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut acolo, în centru, lângă dom și atât. Deci, da, Firenze pe primul loc. Până da. Acum. Ești de acord, Băjean? Da, cățelul meu de curte. Gata. Ne vedem mâine. Da. Pa. Pa, pa. Hai. Hai. Așa.